Bye. Având în vedere că sunt aproape convins că o mare parte dintre voi mănâncă ceva în acest moment, să aveți poftă cât beau eu această cafea și haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în lumea business-ului. Și nu numai, pentru că vom vorbi și despre criptomonede, despre mai multe. Și începem cu Bitcoin, în primul rând. Un lucru la care nu m-am gândit legat de Bitcoin ar fi faptul că a apărut această problemă cum că se consumă foarte mult curent pentru aceste criptomonede, adică există partea de minare a criptomonedelor și practic de fiecare dată când există o tranzacție trebuie să lucreze niște calculatoare. Calculatoare care consumă destul de mult curent, pentru că vorbim despre calculatoare care sunt foarte puternice. Și tocmai de asta, deci fiți atenți să vă pun într-o perspectivă. Deci, un Bitcoin sau o tranzacție de Bitcoin este echivalentul ca și carbon footprint, adică cât carbon este emis în atmosferă, a 735.121 de tranzacții cu cardul Visa sau a 55.280 de ore de vizionat YouTube. Deci dacă stai să te gândești, o tranzacție, o singură tranzacție este echivalentul la toate aceste lucruri, este, să zicem că este o problemă. Deocamdată utilizarea lui nu este, nu știu, atât de globală încât chiar să fie o problemă foarte serioasă, dar este un lucru acolo care ar trebui să rămână în spatele capului ca să ne amintească că nu este totul chiar roz și unele treburi mai trebuie să reglementate. Continuăm cu o știre care nu este chiar veselă și anume despre faptul că, cu toate că suntem într-o perioadă o perioadă bună pentru umanitate, în afară de acest mic an cu pandemia, am avut o creștere destul de mare, adică oamenii au început să o ducă din ce în ce mai bine. Cu toate astea se pare că pandemia a resetat un pic lucrurile, încât ajungem să avem cazuri de foame în țări civilizate, cum ar fi Franța, de exemplu, unde stau în acest articol de pe New York Times, vedem undeva câteva sute deci 500 de tineri stau la rând ca să primească alimente de la bănci din acestea de alimente, unde practic se distribuie ouă, făină, chestii de genul ăsta. Și pe aici găsim și câteva interviuri pe care le putem vedea, care nu sunt chiar vesele, dacă vreți să le spunem așa. Adică, de exemplu, este o tânără care spune: nu am bani de mâncare, deci tata m-a ajutat cu banii pentru facultate și cu chiria, cu rentul, și eu mă descurcam cu banii de mâncare și cu restul. Tatăl meu a fost dat afară în pandemie, deci nu am mai putut să mă mai ajute cu chiria și cu banii de facultate, iar eu lucram ca și babysitter și mai lucram part-time la un restaurant. Ambele joburi care practic au dispărut în această perioadă. Deci pentru unii oameni chiar este o perioadă destul de grea, având în vedere că a durat foarte mult. Adică din ce spuneam, pentru că probabil vă gândiți bine, dar trebuie să ai și tu niște rezerve, pui deoparte. S-a pus deoparte, a spus că rezervele s-au terminat prin toamnă, pentru că acest lucru are deja un an de când o întindem așa, dacă vreți să-i spunem așa. Și vedeți că acum când tragi linie, adică între foame și nu am bani de mâncare și casă și așa și coronavirus, deja balanța se înclină un pic. La început toată lumea a pornit, da, clar, sănătatea este mai importantă, haide să stăm cu toți în casă, haide să facem treaba asta. După care, pe măsură ce economia se afundă, începem să regândim un pic situația, adică te gândești, oare totuși cât de rău este încât să mor de foame, știi? Pentru că pot să iau virusul, pot să nu-l iau, dar foame mi este sigur. Mergem mai departe în lumea criptomonedelor, vedeți cum schimbăm așa pac-pac dintr-o categorie în alta, și anume Crypto.com, site-ul despre care am mai vorbit, face un parteneriat cu Aston Martin pentru a sponsoriza echipa de Formula 1 pe campionatul acesta din 2021. Ceea ce este destul de impresionant, adică nu știu dacă urmăriți Formula 1, nici eu nu pot să spun că sunt un mare fan, dar ce știu cu siguranță este că necesită foarte mulți bani, adică vorbim de bugete de sute de milioane și aici dacă există un sponsor oficial, da, care este anunțat într-un mod public în felul acesta a pus destul de mulți bani. Adică nu prea poți să pui, nu știu, 50.000 de euro într-un buget de 200 de milioane și să fii acolo, să apari pe tricou în față. Deci, înseamnă că ușor, ușor, site-ul, cu toate că este doar un site, dacă vreți să-i spunem așa, adică nu este, nu știu, o companie cu nu știu câte fabrici și așa mai departe, este un site care a creat un ecosistem, a reușit să ajungă la acest nivel, este destul de impresionant. putem să mergem mai departe. Și vreau să mergem tot pe partea asta de criptomonede și nu vreau să fac eu pe deșteptul sau să spun că am spus chestia asta, dar am spus chestia asta acum ceva timp și anume, am spus la un moment dat că cu toate că criptomonedele nu pot fi centralizate, da, precum o monedă clasică, acestea pot fi afectate de legi, pentru că din nou, poate statul nu poate controla o tranzacție de criptomonede, dar poate interzice folosirea criptomonedelor pe teritoriul ei. Și uite, exact acest lucru s-ar putea să se întâmple în India. Din câte am înțeles, în India este un caz, adică își doresc să interzică să devină criptomonedele ilegale, ceea ce este destul de ciudat, având în vedere că acestea peste tot în lume prind un grad de acceptare destul de mare. Adică oamenii încep să folosească criptomonede în mai multe chestii. Ați văzut, am vorbit tot la acest segment, am vorbit despre primarul din Miami care vrea să-și bage banii locuitorilor din Miami ca și rezervă, o parte din ei în Bitcoin, se plătesc impozite în Bitcoin și așa mai departe. Uite că India a zis, mă, știi ceva, treaba asta cu calculatorul, no bueno. Noi rămânem la bani de ăștia de se dau o mână sau facem tranzacții cu cardul, pac-pac, prin bancă. Și, aparent, aceștia vor să facă pe teritoriul Indiei, bineînțeles, criptomonedele ilegale. Adică dacă vei tranzacționa criptomonede sau dacă deții criptomonede, va fi un lucru ilegal și poți să ajungi să faci închisoare și așa mai departe. Deocamdată nu este sigur, nu este bătut în cuie, nu s-a votat. Dar, din câte am înțeles, este destul de probabil să se voteze, ceea ce va fi destul de interesant, pentru că va crea un precedent. Și nu știm dacă alte țări au zis, mă, noi așteptam să facă cineva prima dată treaba asta, poate ne luăm și noi după ei. Vom vedea, va fi o lume interesantă. Cred că tehnologia din spatele criptomonedelor va fi foarte folosită pe viitor, în schimb nu știu cât acceptare vor prinde toate aceste criptomonede. Adică cu siguranță Bitcoinul a ajuns ca și store of value, adică un fel de echivalent al aurului sau aurul digital, dacă vreți să-i spunem așa, dar utilizarea lor ca și monedă propriu-zisă, să zicem că este în pending, mai durează un pic, dar lucrurile cred că vor evolua destul de mult și cred că vom trece ca de la o etapă la alta. Chiar compara cineva diferența dintre 3G și 4G și după aia va veni 5G, că fiecare trecere de genul acesta a creat o nouă economie, a creat noi oportunități. Așa cred că este posibil să se întâmple și pe partea asta de cripto. Sunt lucruri pe care noi acum nu le vedem, tocmai de asta trebuie să ne pregătim pentru joburile de mâine. Pentru că dacă tu te pregătești acum să fii, nu știu, inginer, nu știu de care, da, este și ăsta un job, dar este posibil ca jobul tău să se schimbe foarte, foarte mult în viitor. Deci trebuie să te pregătești pentru joburile de mâine. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat. Etoro, știți Etoro, am discutat despre ei, site-ul acesta de tranzacționare devine public, o companie publică și nu devin ei în mod direct pentru că ar trebui să treacă pentru o serie de verificări și așa mai departe și au găsit această portiță care este folosită destul de des și prin faptul fac un merge cu cineva care este deja o companie public tranzacționată și așa ajung și ei o companie publică și au făcut aparent un merge din acesta într-un deal de 10,4 miliarde de dolari și Etoro va deveni o companie publică sub numele Etoro Group Ltd. Deci compania Etoro are 14 ani, cu toate că majoritatea dintre noi am auzit de ea de 2-3 ani. Are 14 ani, ca să vedeți exact același lucru, știi? Succes peste noapte. Mulți probabil zic, ia uite câta platforma acum care a venit de 4-5 ani, când ei de fapt au 14, adică au fost mulți ani în care nimeni nu a știut de ei, sau mă rog, mult mai puține persoane. Și a crescut foarte mult în ultima vreme, vedem că spun așa, în ultimul an au adăugat 5 milioane de useri, iar în 2020 sau 2021, să vedem exact, au adăugat 1,2, deci în ianuarie anul acesta au adăugat 1,2 milioane de useri noi. Deci compania este în creștere maxim și sincer să vă spun, pe bună dreptate. Am făcut videoul acela când am comparat Etoro cu Trading 212. Sincer, cred că este de viitor, adică dacă va continua ritmul ăsta și îl va face cât mai user-friendly, cred că cu siguranță foarte mulți oameni vor utiliza site-ul în continuare. Acum, dacă cred că Etoro va fi o posibilă investiție bună, rămâne de văzut. Eu cred că sunt unele IPO-uri, adică firme care intră pentru prima dată pe bursă într-un timp foarte scurt, au o creștere foarte mare, dar de regulă după aia revin înapoi. prefer, pentru mine cel puțin, prefer așa să merg pe firme care au un pic de istoric pe bursă. Deci, din nou, nu un pic de istoric ca și firmă, dar un pic de istoric pe bursă, încât să putem face și un pic de analiză tehnică. Pentru că neavând un grafic în istorie, mai puțin cu analiza tehnică. Mai mult ne luăm pe partea fundamentală și pe feeling-ul pieței, da? Pe cât hype este în jurul acestui eveniment. Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați la acest canal și, bineînțeles, că ne vom vedea la videoul următor cu știri la fel de interesante sau poate chiar mai interesante. Cine știe? Pa!